Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale alături de domnul meu Rafael aici de față. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai doriți episod din Clash Royale. La episodul trecut am strâns cam puțin de like-uri. Deci Rafael, a apărut un nou challenge 2v2 Mega Knight Challenge. Cu toții știm că challenge-urile de 2v2 sunt cele mai stupide ever. O să-ți demonstrez chiar acum. Am intrat cu deck-ul meu random, din început bine, să luăm ăsta. Hero sau... Hai să luăm cu aer contra pământ. Hai să vedem. Ar merge mortarul? N-ar merge. Ba merge mortarul. Hai să vedem. Golemul sau la bareta? Cred că golemul. Suntem eu, nu înțeleg. Tu alegi 4 cărți. Și ai 4 pentru mine. Păi și cu echipierul tău? Pentru unul altul. Hai să vedem, Rafaele. Dar trebuie minerul. Fii atent ce inteligent ăsta. Trebuie minerul. De ce a făcut asta, Rafaele? Explică-mi. Se numește chipping out. Aoleu, mă, ce? Ia uite ce pică alea acolo, frumos! Serios? Ai pus tu Fire Spirit să l-a murit. Mamă! Dă-i puțin că eu am altă treabă aici. Nu, doar să pui dragonul, e nu, moare. Nu muri. Nu va moare. Explică-mi și mie cum... Ia uite. Ăla a rămas blocat cu minerii. Stai puțin să vezi ce înseamnă Mega Caballero. Pop. Mamă, câte unități. Ia mă, Marius, ce faci, ești nebun? Ia, sar pe stânga, pe stânga. Așa că sare... Sare pe degeaba. Bă, da, dată-l-a cu sula. Vezi? N-are niciun sens challenge-ul ăsta. Nu știu, poate mi explici tu mie ce sens are. Îți dă chipping out cu racheta, ba nu? A luat aia, mă. Și acum pune ăla mare, nu? N-are niciun sens challenge-ul ăsta. Păi eu ce spun? Ce challenge? Ce sens? Nu-ți dă... Iet. Eu cred că-ți trebuie combo-uri de cărți. Mai singura opțiune. Ce combo-uri de cărți că-ți dă idec? Păi aia ești, cred că trebuie să faci wave-uri cu combo-uri de cărți. Altă opțiune nu văd. Se spawnezi unități random, nu o să meargă 100%. Ba, dar merge, nu vezi că faci asta aici? Eu sunt Jon Snow. O să plec genunchiul, Rafaele, chiar acum. Ia. Mamă. E că pierzi care la racheta, că dă non-stop. A dă și altul miner. Nu, apără. Pă bune! Apără, mă! Uite-te, știu câte furnale. Ia. E bătălia, se... Deci nu înțelegi nimic. Ce hai, se întâmplă? Hai, aproape să câștigați. Îți dai chipping out pe turnul ăla. Ata, s-a terminat. S-a terminat. Îți dai săgețile pe turn, că ăla dă lightning-ul. Bine, mă, Marius. Așa la 2-1, îți dai seama cum e la 8-1, 8-2, na. Îți dă un legendar chest, nu? Da. Am făcut până aici. Hai să vedem dacă plec genunchiul. Bineînțeles, de ce se vede la mine pe schimul roșu? Ce se iau? Clona sau? Cred că nu prea are sens clona. Ăsta. Mega Knight-ul. Ar trebui să am și un Mega Knight să-mi ia asta. De ce nu alege asta? Uite, așa mi se întâmplă mereu. Și alege la secunda 1, nu? Ca să stăm aici cu o zi. Ce zici, Rafael? Fac pe schimbă. Tu îl vezi pe ăsta, îl observi pe ăsta. Pe Gigel? Pe Cicerito. Și acum ca pe minune... Gigel. Ca pe minune la secunda 2-3 începem, Rafael. Hai, fă-ți fie stimula. Iată ce frumos.
Ok. Uite, să alege random. Uite, să alege random. Nu știu. Desafio de Mega Caballero. Ce are mă ăla în nume? Cristal. Uite, te uiți la el ce are mână, vezi? Da? Bă, e inteligentă treaba. Am poftă de shawarma, Marius. Taci din gură puțin. Well played. Ambelito. Nu știu ce se va întâmpla aici. Nu punești tu ăla. De fapt, n-ai să pui altceva. Chipping-a un Najda. Uite prințul ăla, tunecat. Ăla aleargă și omoară multe unități. Acum chipping out. Mamă, dacă aș fi dat un lightning, aș fi ajutat balonul ăla să facă mai multe. Dar ce n-am mai ies? Păi care era racheta, e bine. Ai și tu lightning-ul. Păi stai, începeți direct cu ori 2 elixir? Nu să știu, mă, tăși de-n gură puțin, te rog frumos. De unde să știi, că ai jucat 10 meciuri. Am jucat, dar nu începem cu ori 2. Sau începem? Oh, Caballero! E un lightning pe turnul ăla în dreapta, poate l-ajut. Bine, mă, Marius. Bine, nu mai vor ăștia. Chiar meriți legendarii chestul ăla. Da, sigur. De ce? Ia l-a pus pentru Graveyard. Ce plânge ăștia, Rafael de Paci. Oricum s-a terminat. Uite ce face la în spate, Rafael de acolo, la spate, da. De ce fost un noroc? Hai, mă. Mamă, cum am dat cu ăla, văzuși? Direct acolo. Nu, văzut. Uite, deci tu ce acolo. Cât elixir s-a consumat acolo. Uite, așa treia să-mi dea. El se... Ah, că luam 2. Aici ar trebui să câștigăm noi. Când avem 2 de ăștia, câștigăm. Dar ce mă fac? Am 3-2, Rafaele. Faci un 5-2 și apoi pierzi. Ce zice? Dua Margarito. Black Dragon. Da, începem cu ori 2 ai dreptate, bă. Știi, mă, Rafael, n-ai ce-i spune. Da, mai bine pui Mega Knight. Nu l-am într-o parte, să-i tragi în dreapta. Mamă, ce-i acolo? O să moară toți de la bomba aia. Na, că n-am. Ce soar proștene mele! Băi, tu ai și golemul, și labaret, și Mega Knight. Cât ar mă de cost la 1000? Bă, bune! Nu înțeleg câți tanci ai. Mi-i de dără toți mie. Tu nu-l atrage, mă, ceva? Ia, aia micuții mei? Ia? Micuții mei, o, oh, frumușei mei! Mamă! Ce s-ar distra și Caballero meu cu astea două frumușele! Uite-te ce-i acolo! Nou, ce trage tonul meu, frumosul meu!
Ăla, pus Mega Knight-ul pe bombă. Are armură, oricum. Mă, ce răce acolo, mâncați așa. I-a pus, mă, poison-ul ăla, în loc să-l pună mai în spate, să ia prințesa. El, pus. Da, că nu știu ce se întâmplă aici, se întâmplă ceva, dar nu vede că aici doar spamezi unități. Se întâmplă ceva, dar nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Pune cât de repede poți unități, așa se numește challenge-ul ăsta. Ia stai că mai facem, hop. Tu când ne bată, știi, ești prost. Strează pentru golemul ăla. Că nu-l omoară nimeni. Ăla, da. Holy fuck, în ultima secundă. Nu pot să cred. Spamează cât de repede poți unități, Marius. Punem acolo să fie. Dacă înțelegi ceva, merge și reluare, ești nebun. Doamne. Uite-te și tu ce acolo, nu înțelegi ce nimic. Ce se întâmplă, Marius? Explică-mi și mie ce se întâmplă, Rafaele, să știu și eu. Ar trebui un challenge de ăsta, elixir ori 10. Aici, bal. Au, frumușei mei. Stai că ea ne-l-au acolo și-a pe partea aici, nebun. Ai o flacără, ceva, că dacă vei. Are doar ăla poison, nu? Atapa de zvagă. Hai că mai trebuie un poison sau două, așa. Dacă trimiți la bareta aia în mijlocul bazei lor. Aici, bal, cum ar zice un prieten, ia uite. S-a terminat. S-a terminat. Uite de știu când mă muncesc. Nu înțelegi jocul ăsta. Bine că uite te overtime 10 minute. Vezi, avem 7-2 aici de față, am stat eu și am jucat, cred că mai mult de 2 ore. Și hai să vedem și noi ce jucători ne dă să facem și noi challenge, deschidem și noi un legendary chat. Și să auză clopoțelul. Trebuie să tai pe filmare. Nu e problema. S-a văzut Marius? Nu e problema. Aici, bal, am mega cavaliero, el nu-l are. Vine să strănu Marius. Cred că ăsta. Hai să vedem, Rafaele. Deci, dacă pierd, s-a terminat. Dacă câștig, continui aventura. Urează-mi succes, urează-mi succes, vă rog frumos. Aici, bal. Aici, bal. Nu cred că e bine ce facem, dar mă rog. Ce bătărie acolo. Mă las sare și pe un... Uh-oh. Trebuie că nu se întâmplă nimic. A, are ăla aici nebun. A, uite, care acolo. Lock and low. Stai. A, și ăla mă, bă, nu e corect. Pe bune? Dă-te, mă, bă, să pierd. Ciabalito, să vedem ce bun meci. Îi dă-te ăla, ca să ia ăla. Ca să... Dă-te ăla, ca să ia ăla. Hai, ah. I-a dat cavalerul, mega cavalerul, ca să ia Royal Giant-ul, pentru că el e un jucător stupid, care joacă cu Royal Giant. E cel mai stupid jucător. Nu știu dacă e mai văzut jucător stupid. Vei câștiga, doar că e un meci mai greu, ok? Da, da, o să câștig. Al meu nu are nimic. Spirit. Când avem amândoi cavalerii, atunci mai rupem, dar așa nu. Ah, iată, iar. Parcă văd că ți-a dat Supercell un jucător de la Arena 7. Nu e corect. Are și Inferno Tower și X-Bow. Ei, uite-te X-Bow. Inferno Tower-ul puteam să-l luăm noi. E prea bun Inferno Tower-ul ăla. Poate doar dacă aruncă... dai... Cât de disperat să fii să arunci... Să dai combo cu el, cu Lightning-ul. Trebuie să joci inteligent aici, Marius. Joacă inteligent. Da, da, că mai am ce face. Ai. Dă tot ce poți, Marius. E ultima ta șansă. Văd, are și Lightning Strike. Dă-i Fire Spirit cu stima. Ce se mai teme că s-a terminat jocul? Marius, nu s-a terminat nimic, mai e foarte mult timp rămas. Multe șanse. Ține Lightning-ul ăla, că o să pună în Inferno.
terminat. Ce să-i mai fac? S-a terminat. Ar fi interesant să-ți arate câte winuri aveau ăștia. Bă, și eram atât de aproape. Bă, eram atât de aproape, glumești, mă! N-ai cum să nu-ți vină să plângi la așa ceva. N-ai cum, bă, n-ai cum. Bă, bune, dă-te. Dacă așa joacă la 3800, mai bine mă împușc, mă strâng de păsărică și mor. Dă-te pe la... Să mai dăm unul, dacă tot pierdem, pierdem până la capăt, oricum nu joc pentru... Hai că ăsta băcare de level 10, Rafaele. Uuu, ăsta e fresh. Ia. Yeah. Ups, ai intrat cu pachetul greșit. Nu cred. Cred că vrea să-mi zică, aici bal. Ma, asta e cea mai mare prostie pe care o fac eu. Spusei? Oh my god. Uh-oh. Nu, nu, nu. Bineînțeles că bubă e în pompa aia. Bineînțeles că are și un fel notaur micuț pentru orice eventualitate să fie acolo. Înțelegi tu asta? Ce spun eu? Pentru orice eventualitate să aibă și un fel notaur. Și nu pachetim ăsta. Nu înțeleg nicio. Lamborghini cu baloni. O să-l trimite pe partea asta, pici. Îți dă pachete fix. Contra ta. Nu mi le dă, mă, mi le dă random. Totul e random aici, Rafaele. Rigged matchmaking, ai văzut asta? Nu pune nimic ăsta? După ce care... Wow! Deci are Lumberjack, balon și freeze. Nu prea are defensivă bună, cred. Mamă, o să rupă alea. Rupă-ți, mă, băga-mi aici. Dă-i, mă, mufărină, băga-mi aici. Ciuciarito-n, cucarito. Bă, ce mă, ăsta s-a lăsat de joc? Dă-i, mă, dă-i, mă, mi-a lăput-o, dă-i. Enorocită. Bă, nu, Morris, ești ok? Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Xlader. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like. La revedere!